Salutare, fraților, eu sunt Cristi, suntem aici alături de Ceanu Zeng. Salutare, fraților, eu sunt Cristi. Salutare, fraților, eu sunt Cristi și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi avem aici un invitat foarte special, Vlăduț în persoană. Salut. Deci, da, pentru această colaborare, băieții, vreau să dați seama un like acolo. Hai să facem câte like-uri? 2000. 500 de like-uri pentru acest 500 de like-uri pentru acest episod și dacă e mai apare Vlăduț pe canal. Dacă e, băieții, v-aș ruga să ne dați și nou un follow pe Instagram, atât mie cât și lui. O să aveți în descriere Instagram-urile noastre și, bineînțeles, dacă vreți să mai facem asemenea episoade de colaborare, încă o să zic să facem acolo peste 500 de like-uri. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o până acum. Nu v-am zis ce o să facem. Să jucăm, băieții, 2 din 3 meciuri la Volta cu echipa alese random de pe random.org. Noi o să avem o listă cu numere. Corect. Cu echipe de cel puțin 4 stele, iar câștigătorul o să câștige 100 de lei. Corect, deci din banii de YouTube. Da, și am, băieți, aveți pe ecran random.org. O să aleg prima oară pentru mine și apoi pentru Vlăduț. O să vă pun după pe ecran și lista cu echipele. Deci hai să vedem, prima mea echipă, mă rog, echipa mea o să fie, hai să vedem, 4, care o să fie Bayern. Iar tu o să ai 2, care o să fie Dortmund. Deci o să avem derbiul Germaniei în primul meci, la Volta. O să fie interesant, zic eu. Încă o dată zic, să dați acolo un like și noi hai să începem. Bun, hai să intrăm, băieții, deci o să jucăm futsal. Practic o să fie 5v5 cu portar fix în teorie. Bun, hai să vedem, băieți, o să joc în kitul ăsta roșu care arată super bine. El în kitul galben, o să jucăm... Hai la Roma. Hai la Berlin, că e tot în Germania. Bine. Hai să jucăm la Berlin, deci... Hai să vedem... am deja... Mamă, e Haaland deja, deci s-au făcut update-urile aparent. O să joc un 1-1-2. O să stea Goretzka, să fie la mine Coutinho, Levan mijloc și în dreapta unde mie Gnabry și o să stea defensiv. Cine portă asta? La mine defensiv cred că o să stea Goretzka, pare cel mai ok. Bun, și o să joc așa, deci băieții, o să fie formația asta 1-1-2, tu o să joci un 2-1-1. Sancho, Haaland. Iar în atac, Sancho, spatele lui Haaland. Bă, doar în sfat, eu sincer aș fi jucat în loc de Hummels cu Witzel, pentru că oricum urcă toți jucătorii și Witzel e și defensiv și e bun și pe atac, dar faci cum vrei. Bun, și hai să începem, băieții, încă o dată zic că jucăm 2 din 3, cel mai bun din 3 meciuri, practic. Dacă câștigăm între noi primele 2 meciuri, nu o să mai jucăm al treilea meci, pentru că oricum probabil să iasă un clip destul de lung. Și hai să vedem, o să începem acum. Eu să am plânge. Aici Lewandowski la balon. Goretzka. Pare că deja e, mi se pare calificată în Champions League, nu cred că o să întoarcă Chelsea la München. Bine, în cazul în care o să se mai joace este până la viitoare meciul. Oh, și bună intervenție. Leacă Haaland. Haaland, asta e să nu scoți prea mult portarul. Aaa, rămâne mingea la Haaland. Bine! Gol! Faza bună, Hakimi. Bine, bine, este Mbappe. Foarte bună faza, apărat bine, nu iar, dar greu la faza de astea, că nu-i foarte bună de portar. Asta e tot, și avem Leva, avem scoțări buni în față. Da, e destul de greu. Foarte greu. Fiind foarte, foarte mică, portarul, fiind cât poarta. Să ne mai zicea Goretzka. Lewandowski! Ce frumos aici, situație perfectă, iar Leva nu ne disamătește cum scrie. A, nu, Coutinho era! Cred că Leva a fost cu poasta. Nu mai tare doar. Cred că da, o craci și asta. Ce păr ai de eliminarea lui Dortmund de PSG? N-a jucat Mbappé, se pune tot eu mă așteptam ca PSG să nu joace. Da, mai ales că fără suporte și fără suporte. Și fără suporte, exact. De Kylian a intrat parcă nu vizat doar. Da, da. Shoot! Ok. Totuși, Neymar un gol surprinzător cu da, capul. Da, cu capul, exact. Și al doilea lui Bernat, parcă. Amândoi au celebrat împreună cu Kylian. Da, nu știu, mie mi s-a părut un pic că era faza când, știu, parcă la finalul meciului au făcut celebrarea lui Haaland, gen da, da, da. Ironic. Nu știu să zic, nu mi se pare ceva fair play, ținând cont că Haaland e un tânăr jucător și care chiar joacă bine, adică nu e... Și Leva! Oh, frumos. Am să fac un fake shot. Oh, și bun aici! Haaland! Haaland! Bară! Probabil că în viața reală ar fi dat gol de acolo.
Știm în meciul cu... Da, știu că a dat odată. Parcă cu Augsburg sau nu știu. Asta nu aici, Niabri. Bun heal to heal. Niabri. Nu mai e timp. Niabri, ai cu șutul! Nu! Era ultima ocazie. Știu, greu, dar nu mai avem timp. Am zis că să încerc o dată. Și e un meci strâns până acum. La pauză 1-1, însă... Bine, nu ne-am pus întrebarea dacă se termină egal ce se va întâmpla. Oh! Ferrari, Goresca. Niabri. Niabri! S-a aruncat acolo cu mult. Da, am încercat, dar... Nu a ieșit. Domnul meu, Niabri. Hai cu Tinio. Ola se flic. Shoot în bar! Băi, măcar să ne încarci și la voi. Oh, și mă joc aici cu Neuer. Bine, Neuer. Iese foarte bine. Oh, și n-a ieșit mingea. Haaland aici. Haaland. Shoot! Scos cu piciorul de Neuer. Totuși Neuer știm foarte bine că are un joc de picior foarte bun și nu că are vreo problemă. Haaland din nou greșește, iar Goretzka pasează lui Coutinho. Coutinho, bune bine cu piciorul să comors. Oh, și aici Sancho. Oh! Am să-mi poartă, sincer. Oh, și Coutinho. Coutinho! Nu! Nu! Ce? Ce a fost acolo? N-am înțeles faza aia pe bune gen. Corcheta. Nu, Hummels. Of, oh, te-ai grăbit. Dar, Neuer, cu o intervenție bună, nu? Pasă scurtă. Sancho. Dar e acolo Goretzka. Goretzka care a stat foarte bine în apărare. Și e ok și pe faza de la Goretzka. Nou Hummels. Haaland. Pasă bună. Iar acum Sancho are culoare bună. Iese Neuer. Excelent. Nu! Mamă, deci... Bă, mi-e strâns. Cred că vor fi prelungiri. Cred că sunt și prelungiri, deci... Se prelungește dramatismul. Haaland, Hummels. Îl căi, bun, ce triunghi de pase ca la handball. Haaland, 3 secunde! Da, și cam asta a fost meciul, deci cred că să avem prelungiri. Să continuăm clasic. Și sper să nu ajungem la penaltiuri, pentru că acolo o să fie și mai complicat. Coutinho, Coutinho, frumos, nu! N-am avut acum. E foarte greu să tragi la distanță, decât din careul ăla negru poți să tragi. Oh, și aici recuperează. Niabri. Niabri! Oh, nu cred. Și Coutinho. Coutinho! Hai mă, cât mă ratez. Da, și cred că ne-am dat toți cuvântul. Nu cred că o să reușim să marcăm. Foarte strâns meciul însă. Mos aici. Dar nu și eficient. Hummels din nou. Nu mi-e fac iaca. Hai. Oh, frumos. Nu e loc de așa ceva pe terenul ăsta. Mi s-a părut faul, dar legea avantajului. Oh, fiar mă joc. Rosberg, Hakimi. Ultimele 15 secunde, Haaland. Și... Leva. Leva! Bine, Haaland. Și aici... Hakimi! Shoot! Scoate Neuer, dar nu mai e timp de ceva. Shoot! N-avea. Să fie penaltiuri, băieți, din primul meci. E posibil să se termine toate meciurile așa, dar să sperăm că nu. Nu cred că am ce schimbări să facem aici, tu, că l-ai pe Hummels acolo. Și hai să vedem, băieți, la penaltiuri, să fie complicat, încă că vedem și semnul ăla. Nu-mi dau seama cum o să putem marca, dar... Gol! Ok. Hai să vedem, Haaland. Haaland. Vară, ce ocazie, nu s-a mișcat, nu era al meu. Și aici, Niabri, e cu ceva. E greu pentru că e poarta mică și e foarte greu să-mi scrii. Și... apără Neuer, mă, la fix. Ia și... am dat-o... trebuie să apără aici cu Neuer. Bate Hakimi din fericire. Ai dat-o prost. Peste, bine, și am câștigat primul meci, băieți, la penaltiuri. Eu zic că echilibra meci, adică putea să fie egal, dar n-are cum să termine egal. Deci avem momentan prima victorie, o să dăm la mare restart și o să alegem iar de pe random echipele. Bun, băieți, și hai să dăm generate pentru al doilea meci, prima oară tot așa pentru mine. Și bineînțeles să nu fie aceleași echipe, 4 tot Bayern, o să mai dăm o dată.
15, o să am Chelsea, interesant. Iar tu o să ai 6 ca să fie Spurs. Deci un nou duel londonez acum. Bun, și hai să vedem, legat de Chelsea, am auzit că Hudson-Odoi ar fi fost depistat cu coronavirus, ceea ce nu este deloc bine. Hai să vedem unde jucăm. Hai la aici la Warhouse. O să tot formația asta 1-2 mi se pare foarte bună. Clar cu Kanté aici care o să-mi trească să-mi țin apărare. Nu prea am pe atac, sincer, jucători care să-mi placă. O să joc cu Williams. Cred că va sta Tammy Abraham vor. Spurs care trece într-o perioadă foarte proastă. Da, da, jucător are. Adică Son, Moura. Da, jucător are, da. Corect. Și în stânga o să-l țin, cred că pe... Uite, ar fi Pulisic. Hai să o și Pulisic. Eu știu, interesant, dar nu știu, de Abraham nu sunt chiar încântat, pentru că nu prea are... Mount are 81, văd că l-am mai gândit. E la upgrade. Și ar mai fi Kovacic, Hudson-Odoi. Acum să joc cu Hudson-Odoi de-a asta. Spurs eliminat aseară din... Da, corect, de Leipzig. Bă, de Leipzig. Acum două seri, teoretic, când filmăm noi. Bun, și suntem aici în hălile industriale din Londra, bineînțeles. Păziți de coronavirus, suntem în carantină normal. Of, am greșit cu asta aici. Bun, de regbec. Son care este un jucător foarte OP în FIFA 20. Meta și shoot! Oh, ce ocazie aici. Kanté, na, nu e. O, și nu, Son. De neoprit până acum, sud-coreanul, dar Kanté e acolo. Și Hudson. Da, categoric. Și ocazie, Loris, cum o ia cu mâna. Frumos, frumoasă paradă. De ce e Kanté foarte sus? Pasă. William! Cred că a fost gol. Da, și eu cum am dat pe lângă, nu înțeleg. Bine, partea e mică. Son, mamă, ce... Da, corect. Aici Pulisic. Hudson! Bine, nu prea are shooting oricum, dar am încercat. Iar aici Son. Se opreste, iar acum Hudson! Nu cred, băi. Cazii uriașe. Poate era o variantă bună Pedro acolo în fața. Și nu Hudson! Ocazie mare! De ce a făcut tackling? Gen, era în poziție de șut. El avea mingea, era acum Sissoko. Da, dar am ținut bine cu Williams. Oh, și Hudson încă un șut! Încă o parată, dar lui Loris. Și... șut! Băi, câte ocazii, nu pot să cred. Și aici Pulisic. Aici e Sissoko care pus jos de Pulisic. Oh! Și ce gol frumos. L-am pus la punte Loris care s-a aruncat sincer cam urât. Nu trebuia să fac la acea aruncare. Oh! Kepa. Scoate bine, nu era. Oh, ai greșit aici. Cam multe greșit din partea. Corect. Hai să încalmăm jocul. Un Kepa. Ok. Trebuie să reziste lui Son și o face. Bun. Shoot! Băi, a scos tot Loris meciul ăsta. Ah, tot Son. Și bară, nu cred! Ocazie uriașă. Dacă câștigi meciul ăsta, deja 2-0, practic aș câștiga tot. Practic mi-aș păstra banii, îmi putea zice. Hudson, încă o crochetă. Hudson! Frumos! 2-0. Tot ce vrea la Mbappé, nu știu ce așa default. Dar foarte bine s-a zis aici Hudson. Chiar cu 69 shooting îl învinge pe Loris. Sissoko. Son! Gol! Mă, ce șut! Ce șut are Son! Bine, e totuși e Son. Și e dramatism puțin pe final, dar mai ai ceva timp de a întoarce scorul ăsta. Frumos Hudson! Lasă jos pe Son! Pasează! Blocat! Hudson! Și nu! Scoate Loris! Poate să fie asta remontada aia? Nu, Kanté acolo, pierde mingea însă, ultimele 13 secunde. Kanté cu recuperarea. Kanté! De ce m-am șucat și aici? E ultima fază, nu cred că mai e timp, sincer. Da, asta a fost. Bă, ești bun oricum, GG.
Așa ca spărgine. Dacă mai vreți colaborări de acest gen, dacă mai vreți, nu știu, un fel de coopeuri, sau dacă vreți poate să începem o serie, cine știe, de, nu știu, ori de draft coope, ori de vreo carieră coope, dacă lăsați-mi comentarii, sugestii, poate o carieră ca jucător sau cine știe, între timp banii rămân la mine. Și cam asta a fost clipul nostru, încă vă zic să dați ceva acolo un like, un share, un subscribe și să apăsați clopoțelul, foarte important. Follow pe Instagram. Corect. Iar până data viitoare, aștia am fost noi și ne vedem data viitoare cu un nou clip. Salut! Pa, pa!